plec acasă de la lucru și am încercat să... Hai să dăm acea muzică. Am încercat să pun telefonul să mă filmez, să vă arăt cam cât durează până ajung acasă și să mai vorbim scurt. Scurt, cică scurt, că eu nu știu să vorbesc scurt. Să mai vorbim câte un pic. Da, astăzi este duminică, 6 august și... O să merg acasă, o să avem o duminică faină împreună, nu eu cu voi, eu cu familia. Și am zis să facem un vlog pentru că e vreme faină, nu știu ce o să facem astăzi, pe unde să merem. Poate merem un pic la plimbare, să ieșim undeva, pentru că e ziua mea liberă, adică la noapte nu o să lucrez. Și... da, vreau să ieșim un pic. Deci aici, cel puțin în Anglia, sunt dâmpuri. Sunt și în România, dar nu din astea. Și totdeauna încerc să le încalec. Cer scuze că cred că se mișcă camera aici. Adică telefonul. Încerc să le încalec, dar pentru că mașina asta e micuță și nu e așa lată, nu reușesc să le încalec. Calec, așa se zice, nu? De-a binelea. Așa că, na. Da, a fost o noapte interesantă. Ce să zic? A fost fain, a trecut repede timpul, ceea ce m-am bucurat foarte mult. Mă bucur foarte mult când trece timpul repede. Nu știu cum e pentru voi când mergeți la muncă, dar pentru mine e ceva super dacă trece timpul fain și repede. Ce să vă mai spun, noi ne mutăm săptămâna viitoare și e nebunie acasă, casa e plină de cutii, după cum ați văzut în vlogul dinainte. Mult de împachetat și cred că de-abia acum, adică nu de-abia acum, de fiecare dată când ne mutăm realizăm că avem o grămadă de boarfe, o grămadă de lucruri care... nu știu, chiar nu sunt necesare. Și dățile trecute, ori de câte ori ne-am mutat, am dat din ele. Acum în primăvară sau chiar la început de vară am făcut curat în dulap și am încercat să mă scap de unele haine care chiar nu le folosesc. Și știți cum e, e greu. E greu să dai din ele. Nu știu de ce. Chiar ascultam, acum azi noapte am ascultat o predică și zicea cum noi românii suntem obișnuiți să adunăm, pentru că din familii, familiile noastre care au fost persecutați și nu au avut mâncare sau nu au avut haine, întotdeauna au încercat să țină de haine să aibă, în caz de să aibă. Sau chiar zicea de o tanti că aduna pâinea uscată și o ascundea acolo undeva și nepotul ei zicea: bunica, dar de ce tot timpul, ce aduni aici pâine din asta uscată? Arunc-o la gunoi. Și știți cum e, e în sânge, e ceva ce pur și simplu, fără să vrei, așa ni s-o transmis să fim adunători de lucruri. Și de fapt nu realizăm cât de trecători suntem și că de fapt nu avem timp să folosim absolut tot, toate hainele și dăm o grămadă de bani pe ele și după aia nu le folosim. Sau, ce știu, cumpărăm prostii în loc să investim banii aia sau să ajutăm pe alții. Dar da, vedeți, trebuie fiecare, mai ales eu, trebuie să mă domolez și să învăț să fiu altfel, să știu ce fac și unde arunc banii. Dacă arunc, să, în urma lor, să crească, să se înmulțească acolo unde ajung, acolo să se înmulțească și să fie de folos, contează mult. Ce să zic? Vorbesc acum, vorbesc și eu și știu că am atât de multe de corectat și la mine. În fiecare an încerc să-mi pun alte priorități în viață,
să mă schimb acolo unde nu-mi place cum sunt și da, îmi dau silința, nu știu cât reușesc, dar îmi dau silința de fiecare dată și anul acesta, până acum, e deja august, oh, ce de gropi, nu sunt numai România gropi, sunt și aici. Anul acesta, până acum în august, a fost un an foarte interesant și o să vorbesc, vreau ca în fiecare an să vă spun ce am planificat la începutul anului și ce am reușit la sfârșit de an. Așa că stați pe aproape să vedeți și videoul acela care o să apară prin decembrie. Dar da, ce să zic, sper să avem o zi faină, o să vă luăm cu noi și sper să vă bucurați și voi cu noi împreună. Sunt somnorici, am o față adormită, obosită, dar ajung eu acasă, fac un duș, mă pregătesc de biserică și o să merem direct la biserică, la ora, nu știu unde merem la biserică, cred că o să mergem unde este mai mare nevoie, acolo unde sunt mai puțini oameni. Și acolo începe de la ora 11, și da, așa că am timp să mă pregătesc de-a binelea. Ok, guys, ne vedem mai acolo. V-am pupat. Imediat ajung acasă, cam în, să zic, 6 minute, 7. Nu mai am mult, că aici e așa drumul. Sărim. Wow. Ok, v-am pupat. Bye. Am ajuns acasă. Wow, camera mea pică. Am ajuns acasă, mă duc să văd dacă s-au trezit. Familionul meu, mă vedeți pe mine cu sweater, cu bluze, cu 3 bluze pe mine. Chiar e frig. Deci la mine la lucru mor de frig seara, nu știu de ce, și trebuie să mă îmbrac. Cred că pentru că stau foarte mult jos și de aia. Ok, hai că ne vedem mai încolo. Hai că am luat camera asta, arată să vede mai bine. Hi guys, ia arată la mama. Uite ce-o pățită Lisa, ia le misi. Ce-o pățită Lisa? Ia, stai că nu văd. Nu mă atingi. Nu te ating, vreau să mai tragi un pic, că nu văd. Știi ce-o pun să noapte, faci o pun. De la Lișu lui Laila. E vina lui Laila, e vina lui de la, cum se numește? Nu știu cum se numește, ce țărâncă sunt. Chestia cu care ții câinele, ața aia. Na, cu aia s-a plecat acolo la picior. Laila a mers prin spatele ei și s-a cășmoars-o. Și când am ajuns la lucru, m-a sunat și mi-a zis Coco, săraca plângea de numai. Coco și-a pus online biserica. Dacă nu știți, este online biserica. Dacă vii dor de biserici românești și sunteți plecați din țară, ia uitați-vă ce ne uităm noi. Asta e Biserica Poarta Cerului din Timișoara. Și intrați pe www.poartacerului.ro, cred că. Acum cântă corul. Coco a pus aici pe telefon. Dar vă puteți uita și pe televizor și pe orice. Ne-am pornit să mergem la biserică. Și am uitat camera de filmat și ne-am întors înapoi. Viața de vlogger. Asta e viața de vlogger. Trebuie să ai câte o cameră peste tot, că altfel uiți acasă. La fel cum se întâmplă cu Suzetele atunci când ai copii. Uiți Suzeta acasă? Vai de mine. Problemă mare. La fel și cu camera. Să nu mergeți cu ea vreodată, că ea merge foarte fast.
Vedeți camera de filmat. Am ajuns la biserică. Ia-ți poșeta și umblă. Ikea. Că suntem leneși să facem mâncare? Păi nu, dar am împachetat totul, am și tot ce era de făcut mâncare, totul e împachetat și n-am chef să le mai scot. Și o să căutăm un pat pentru mine. Și sper să aibă o supă. Și merea pentru o supă, care e atât de bună supă de la Ikea. Ba nu, eu o să mănânc cicănaghi și fraiere. Adică la e un pic prea sărată. Eu mănânc la fel și cum am avut data trecută. French fries și chicken nuggets. Chicken nuggets.